Potrivit informațiilor furnizate de procurorul Pombilia Stanca, purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în perioada februarie-aprilie 2011, bărbatul a falsificat 80 de cupoane de călătorie pentru pensionari, pentru ca mai apoi să le folosească în vederea decontării la Casa Județeană de Pensii Sălaj. Bărbatul nu a apucat să încaseze suma a valoarea prejudiciului, fiind estimată la peste 5.700 de lei. Dosarul se află pe rolul instanței șimleoane, iar dacă va fi găsit vinovat, bârlădeanul ar putea sta până la 5 ani după gratii. Legislația în vigoare prevede că pensionarii beneficiază anual de 6 bilete cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile cu trenul de persoane, clasa a doua, la transportul intern în comun sau pentru călătoriile rutiere județene și interjudețene.